și mă bucur mult să fiu încă o dată alături de voi. Astăzi, în acest video, vă aduc 3 coafuri diferite sau mai degrabă le zice 3 moduri diferite de a-ți accesoriza o coadă înaltă, o coadă de cal înaltă. Eu trebuie să recunosc că în ultima perioadă am purtat foarte mult cozi înalte și ca să nu fie același lucru banal, mereu o coadă și atât, mi-a plăcut foarte mult să încerc să o accesorizez, fie prin împletituri, prin codițe și astăzi asta vreau să vă aduc, asta vreau să vă arăt, 3 forme foarte interesante de a-ți face coada ta de toată ziua, amin, de a-ți face coada înaltă, coada de cal, coada pe care o folosim toți, cred că fiecare fată care mă vede acum a avut cel puțin o dată în viață o coadă aici înaltă și ideea e să... E bine, să-i dăm un alt aer, să o ducem la alt nivel, să... Ce mă complic așa mult să vă explic când oricum o să vedeți în următoarele minute. Începem această coafură cu o selecție pe mijloc pe care o prindem provizoriu. Cu părul rămas, realizăm o coadă înaltă. Desfacem selecția și realizăm mici selecții orizontale. Vor fi multe selecții pentru această coafură. După ce am realizat prima selecție, o prindem cu o codiță mică. Apoi creăm un spațiu prin care trecem toată codița. La fel ca în imagine. Realizăm o altă selecție pe orizontal și pe această selecție o prindem într-o coadă împreună cu codița realizată anterior. Creăm din nou un spațiu prin care trecem codița rezultată. Time continues marching, it slowly crawls. Repetăm acești pași până ne folosim de tot părul selectat. Eu am ales să folosesc codițe albe pentru că îmi place efectul dat de ele pentru această coafură. Voi puteți folosi codițe de culoarea părului ca să le ascundeți dacă vreți. Coada din spate. Și gata! The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave. Pentru a doua coafură, rămânem cu părul prins într-o coadă înaltă și cu selecția de păr din față. Realizăm din nou mici selecții pe orizontal, însă de data aceasta le prindem cu codițe pe margine, la fel ca în imagine. O
o dată într-o parte, iar apoi pe cealaltă parte. Continuăm să facem asta, dar de acum, odată cu codița care urmează, prindem și codița anterioară din această parte. Nu știu cât sens are explicat așa, dar în imagini se vede foarte bine. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. La sfârșit, unesc cele două codițe rămase în una. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. Trag ușor de buclele create între codițe și gata! Acesta este rezultatul. Simplu și unicat. Rămânem cu o coadă înaltă și o selecție pe mijloc. Îmi place mult cum a rămas părul după ce am desfăcut codițele din coafura anterioară, dar să trecem la cea de-a treia coafură. Realizăm o cărare pe mijloc. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it's the... Facem o împletitură normală, atât pe o parte cât și pe cealaltă. Eu, pentru că am breton, l-am lăsat afară. Voi puteți realiza împletiturile cu tot părul.
Atenție! Împletitura nu trebuie să fie foarte strânsă. Mai degrabă, să fie una lejeră cu care să putem lucra ușor. Tragem doar de buclele dintr-un lateral al împletiturii. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave. Iar acum rotim împletitura de la vârf spre rădăcină, la fel ca în imagine. Și încercăm să ducem acest trandafir din păr până în spate la coadă. Prindem cu câteva agrafe și luăm cealaltă împletitură pe care o învârtim în jurul trandafirului pentru a-l face și mai mare. Și din nou, prindem totul cu câteva agrafe. Și gata! Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. Sper din suflet că ți-a plăcut acest video, că ți-a fost util și te întreb, care dintre aceste 3 moduri de a-ți accesoriza coada ți-a plăcut mai mult? Aștept răspunsul tău jos în comentarii și de asemenea, dacă reușești să-ți faci și tu una dintre aceste coafuri, fă-ți repede o poză și pune-o pe Instagram cu un hashtag miremi-miremi-vlog sau trimite-mi-o. Vreau să te văd și vreau să dau inimioară, vreau să dau inimioară recreației tale, pentru că ador să vă văd, ador să văd cum recreați lucrurile pe care vi le arăt eu aici, pentru că așa, e bine, simt că sunt utilă și simt că ajut, nu doar că stau în fața unei camere și atât. Ok, people, dacă v-a plăcut acest video, vă invit să ne arătați acest lucru printr-un deget în sus și să distribuiți și pe pagele voastre de socializare. Asta m-ar ajuta enorm. De asemenea, dacă ești nou pe aici și dacă e prima dată când vezi fața mea, te invit cu mare drag și cu mare căldură să te abonezi ca să faci parte din mica noastră familie. Mă invit și pe pagile mele de socializare, pe Instagram, pe Facebook, toate linkurile le aveți jos în cărța de descriere și de asemenea aici pe ecran. Iar dacă încă nu ai aflat că facem live-uri pe Twitch, ei bine, îți spun acum, da, oficial, facem live-uri pe Twitch aproape zilnic după ora 7:30. De asemenea, link-ul unde mă puteți găsi îl aveți jos în căsă de descriere, mergeți repede, dați un follow, să dați follow, e absolut gratuit, să mă urmăriți, e absolut gratuit, să vă faceți un cont și să înscrieți acolo în chat, în timpul live-ului, e absolut gratuit. Ce facem pe Twitch? Ei bine, desenăm, vă învăț trucurile mele și modul meu de a desena, deci dacă ești pasionat, pasionată de desen, de pictură, de Photoshop, în special pentru că folosesc foarte mult desenul digital, de exemplu, lucrez foarte mult în Photoshop sau în Illustrator. Dacă ești curios să afli și despre aceste programe, e bine, locul potrivit este pe Twitch. Și nu în ultimul rând, desigur, ne jucăm și
Cel mai mult mă joc LOL și pe urmă alte jocuri care tot apar și care tot vin. Deci dacă ești un gamer sau o gameriță din nou, nu mai aștepta și vino și pe Twitch. Ok, nu vreau să mă mai lungesc. Asta a fost totul pentru azi. Sper din suflet că v-a plăcut. Ne vedem în următorul videoblog. Bye, bye!